Se spune că la un moment dat cineva a vrut să vadă cum reacționează oamenii în fața unei priveliști. Dacă vreți, un fel de experiment social. 4 oameni cu vârste apropiate, cu, să zicem, și din punct de vedere profesional, cât de cât cu anumite similarități. Oamenii aceștia au fost duși la un moment dat scoși din oraș, scoși din această junglă de beton în care trăim și ne desfășurăm viața și au fost duși undeva de către acest sociolog, undeva într-o priveliște superbă, într-o zonă de munte și toți 4 au fost puși să se uite cu atenție vreme de 10 minute, fără să vorbească unul cu altul, să se uite timp de 10 minute la o priveliște superbă. Un râu care curgea undeva la poala acelui munte, o pădure superbă și din care ieșea la un moment dat o creastă faină. Știu, vă gândiți la Poiana Brașov, nu știu dacă acolo a fost. Mai este până la Revelion, mai vă rog, încă nu urcați muntele, da? Doar așa în călătoria asta cu mine. Ei, și toți acești 4 oameni au fost la urmă întrebați separat, punându-se la aceeași întrebare. Ok? Te rog frumos, descrie-mi într-o frază, dacă vrei într-un cuvânt, ce vezi. Primul din ei, cred că era un om plictisit, a zis, păi ce să văd, domnule? Deci, un munte. Ce să văd, un munte, aici, atât, atât și nimic mai mult. Al doilea, când s-a uitat spre imaginea asta, a zis, wow. Vă zice, este un loc fain de drumeție, un loc fain în care să vii să dai cu schiurile, adică zice, e foarte fain să se gândească la hobby-urile lui. Al treilea a fost întrebat, ok, tu ce vezi? Bun, ce-ți spuneți asta? Și ăsta a fost un tip mai pragmatic, cu spirit antreprenorial, un om care cred că îi place business-ul, a zis, bă, zice, și ce m-am gândit, zice, că aceea ar merge tare bine o cabană. Și să o dau, zice așa, în chirie, aș face niște bani, mi-aș recupera investiția în vreo 10 ani, dacă stau să mă gândesc bine, zona e faină, ăsta deja făcea pe calcule și cât câștigă. Zic, ok, oprește-te, că e numai o imagine. Și a fost chemat al 4-lea om să descrie, să rostească ceea ce vede, ce îi spune imaginea aceea. Și acest al 4-lea om, nu știu dacă era de-a nostru pentecostal sau nu știu, nu știu dacă o zis-o din politețe, dar cred că o zis-o sincer. O zis, păi, ceea ce văd în fața ochilor mei este o minune. Păi cum așa? În fața ochilor mei văd lucrarea lui Dumnezeu. Văd mâna lui Dumnezeu, văd un lucru superb pe care mâinile lui Dumnezeu l-a creat. O mare minune. De ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că în viață fiecare vede ce vrea să vadă. Cu toții putem să privim la același lucru, cu toții putem să vedem aceleași imagini în viață. De fapt, cu toți trăim în această lume, dar fiecare o vedem diferit și o interpretăm diferit. Pentru că fiecare avem anumite doze de particularitate, de interes în viața noastră în care vedem lucrurile. Dragii mei, la fel cred că stau lucrurile și când vine vorba despre biserică. Fiecare dintre noi ne uităm la biserică și vedem anumite lucruri în biserică. Putem să vedem biserica și putem să o descriem din prisma ceea ce noi credem că este sau cum ni se pare nouă. De exemplu, cred că sunt cel puțin 3 categorii de oameni când vine vorba de a se uita la o biserică, dacă nu chiar la biserica noastră. Există oameni care văd, când se uită la o biserică, văd numai probleme. Bă, cum e acolo? Dezastru. Corul nu merge, fanfara sună nu știu cum, la ăia de la orice păs nu știu cum, ăia sunt îmbrăcați nu știu ce, aia am văzut nu știu cum, ăla au făcut așa, predica au fost... Deci niciodată nimic nu o să meargă. Există oameni, credeți-mă, că atunci când se uită undeva spre o biserică, care dacă sunt poate chiar la biserică și se uită în biserică, vor vedea numai probleme. Pe ăștia nimic nu-i mulțumește. Orice s-ar întâmpla, ascultați-mă, poate să vină să predice Pavel și poate să vină Reinhard Bonnke din morți să se învie, tot nu-i mișcă, și la Bonnke o să găsească greșeli și la Billy Graham și la Pavel, dacă ar fi între noi, tot ar fi ceva probleme. Acum, există o 2-a categorie de oameni, am zis că sunt oameni care văd numai probleme. Când vine vorba despre a privi spre biserică, mai apoi există oameni care nu văd nicio problemă. Sunt oameni care nu văd nicio problemă. Și știți de ce? Pentru că de foarte multe ori nu se interesați cu adevărat de ce se întâmplă în biserică. Cum e? Bine. Bă, dar cum a fost? A fost ok.
Cu oamenii ăștia nici nu ai prea mult să argumentezi, pentru că la ei auziți, totul e ok, nu văd nicio problemă. Pentru că de foarte multe ori nu sunt interesați. Și s-ar putea ca acești oameni, dragii mei, să aibă o problemă pe care o găsim undeva în Cartea Apocalipsei, chiar la un lider și într-o biserică, biserica din Laodicea, și spune acolo, pentru că ești orb. Pentru că ești orb. Există oameni care văd numai probleme, există oameni care de foarte multe ori, ascultați-mă, nu văd nimic, dar mai apoi există oameni care văd, dar se facă nu văd. Asta e o treia categorie. Sunt oameni care văd, dar se facă nu văd. Se facă nu văd foarte multe lucruri, deși ele există. Deși există poate de multe ori carențe, există lucruri care nu sunt la locul lor. Vă dau un exemplu aici, Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 18. Vă rog tare mult dacă se poate să-și afișăm. Și de ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Îngerului bisericii din Tiatira. Aici nu e vorba despre înger în sensul ăla de înger, ci este vorba despre slujitor, adică păstorului, dacă vreți, bisericii din Tiatira. Scrie. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului, ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Mai departe. Zice, fiți atenți. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă că sunt mai multe decât cele din tâi. Faci niște lucruri extraordinare. Dar uite care e problema ta. Ce am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice, care, mă rog, ea se autoproclamă prorociță, ce să facă? Să învețe și să amăgească pe robii mei să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Un om extraordinar, omul acesta, liderul acesta din Tiatira, e un om, dragii mei, cu multe calități, dar are o mare problemă, vede și se face că nu vede. Și ignoră, dragii mei, anumite lucruri care sunt sub directa lui responsabilitate. Pentru că atunci, ascultați-mă, când privim spre biserică, dragii mei, noi de foarte multe ori putem să avem aceeași atitudine. Însă vreau să ne uităm în această zi la biserica din Antiohia. Și vreau să ne uităm la biserica din Antiohia, dragii mei, dintr-un anumit unghi. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 13 cu versetul 1, pentru că prima această expresie pe care o găsesc aici, parcă am simțit, dragii mei, o direcție în care trebuie să merg în dimineața aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu în biserica din Antiohia și începe descrierea. Și, dragii mei, ceea ce face Duhul lui Dumnezeu aici este că ne face pe noi să privim din interior biserica din Antiohia. Biserica asta poate să fie văzută din exterior, de exemplu, prin ochii altei biserici, biserica din Ierusalim. Aud despre cei din Antiohia și de foarte multe ori, dragii mei, vedeți, noi privim o biserică din prisma unei alte biserici. Și a fost o perioadă de preconcepție, a fost o perioadă în care cei din Ierusalim aveau rețineri față de ce se întâmplă în Antiohia. Și poți să privești o biserică, o altă biserică din prisma propriei tale biserici. Mai apoi, există, dragii mei, o altă percepție a bisericii din Antiohia din partea lumii. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru prima dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Unde? În Antiohia. Pentru că oamenii ăștia din lume, și ascultați-mă, porecla asta, numele acesta de creștin, pentru că așa a început. Ascultați-mă, nu a venit din Italia, bă, hai să ne numim noi creștini de astăzi. Ei se numeau ucenici. Numele acesta le-a fost dat de cei din lume. Bă, ăștia s-au lui Hristos, toată ziua cu Hristos în gură. Ăștia numai despre Dumnezeu, despre Hristos vorbesc. Și eu numit creștini, ăștia s-au lui Hristos. Deci biserica, ascultați-mă, din Antiohia este văzută din lume, este văzută de către o altă biserică, biserica din Ierusalim, dar Duhul lui Dumnezeu, aici, în Fapte 13, prin probabil Evanghelistul Luca, care scrie Cartea Faptele Apostolilor, ne dă o imagine din interiorul bisericii și vreau să vedem și să ne uităm în cuvântul Domnului și vreau să privim puțin în biserica din Antiohia. Pentru că, dragii mei, în această zi vreau să învățăm un lucru și anume, ce trebuie să vezi într-o biserică? Ce trebuie să vezi într-o biserică? Pentru că există oameni care văd numai probleme, pentru că există oameni care nu văd nicio problemă, sau există oameni care văd și se facă nu văd. Dar în această dimineață, dragii mei, bazat pe ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne scrie aici, dragii mei, vreau să vedem împreună ce trebuie să vezi într-o biserică. Ce ar trebui să vedem noi într-o biserică? Ce ar trebui să vedem în biserica aceasta? Pentru că vreau să vă spun, cuvântul lui Dumnezeu accentuează aici anumite lucruri. Și primul lucru, ascultați-mă, pe care trebuie să-l vezi în biserică, nu-i ordinea neapărat a importanței, dar, dragii mei, dacă vreți, este în linia narrativă. Trebuie să vezi slujitorii din biserică. Când vii la biserică, trebuie să vezi slujitorii.
Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaem, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Îs cinci. Probabil sunt mai mulți. Știm că și Ioan Marcu în momentul ăsta e acolo în biserică. Dar vedeți dumneavoastră, aceștia sunt slujitorii care probabil sunt cumva expuși mai mult într-un cadru vizibil al bisericii. Și lucrul pe care, uitați-vă, asupra căruia ne atrage atenția Duhului Dumnezeu, aici este, uitați-vă la slujitorii din biserica din Antiohia. Ce putem să spunem despre ei și mai apoi trebuie să vedem ce putem spune despre noi. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun din capul locului că nu e o predică deloc confortabilă. Am vrut să trec peste interpretarea asta. Am vrut să scap de punctul ăsta cumva, pentru că de foarte multe ori îți lucruri în Scriptură care atunci când le pui față în față îți dai seama, oh my God, trebuie să mai schimb ceva, asta nu e bine. Fiți atenți, Barnaba, dragii mei, este un evreu din Ierusalim. Simon, numit Niger, Niger înseamnă negru. Era un om venit probabil din Africa. Fiți atenți ce combinație avem aici, dragii mei, etnică, confesională, nu numai. Luciu este un cetățean roman din Cirena, nordul Africii, din Libia de astăzi. Deci avem un evreu, avem un african în Antiohia, între lideri. Avem un cetățean roman, latin, Luciu. L-avem pe Manaem, care era un grec de origine, crescut împreună cu cine? Cu unul dintre cei mai mari prigonitori ai bisericii, Irod Antipa. Și mai avem pe Saul din Tars, un evreu, jet-beget fariseu de fariseu, cum am zice noi. Cel mai tare fariseu la vremea lui. Și care ce face? Prigonește biserica până într-un moment dat. No, gândiți-vă puțin, sunt cinci oameni, cum nu se poate mai diferiți unul față de celălalt. Întrebarea noastră este, bă, cum au putut ăștia să slujească la un loc? Mă, cum e posibil ca Barnaba, care toată viața s-a luptat pentru biserică, la un moment dat să aibă părtășie cu Pavel, care s-a luptat o mare parte din viața lui să distrugă biserica? Cum e posibil ca în urmă cu 2000 de ani, într-o societate foarte, dacă vreți, sistematizată și ierarhizată, cum e posibil ca acolo, între liderii bisericii, să fie un negru? Cum este posibil să fie acolo, în Antiohia, un latin, un grec? Și ce ne spune asta? Dar este slujitorii aceștia, dragii mei. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că trebuie să facă lucrare spirituală a lui Dumnezeu, trebuie să treacă peste diferențele personale și culturale și etnice. Oamenii aceștia, dragii mei, ca să ajungă la esență, trec peste diferențe. Știți ce văd? Știți ce văd despre slujitorii ăștia, dragii mei, din Antiohia? Oamenii ăștia au unitate. Sunt niște oameni uniți în ciuda diversității lor. Mai apoi, ce văd despre liderii bisericii din Ierusalim, din Antiohia, despre slujitorii? Pentru că am văzut, dragii mei, că trebuie când ne uităm în biserică să ne uităm la liderii ei, la slujitorii ei. Știți ce văd, dragii mei, la oamenii ăștia? Echipa este mai importantă decât individualitățile. Echipa este mai importantă decât individualitățile. Da, au oameni de mare calibru, dar ascultă-mă, dacă te vei uita cu mare atenție, biserica din Antiohia, întotdeauna echipa e mai importantă decât persoana, decât individul. Uitați-vă, sunt trecute, dragii mei, nu un nume aici, ci sunt trecute cinci nume, pentru că e vorba despre echipă. Oamenii ăștia slujesc în echipă. Mai mult de atât, dragii mei, știți ce văd în biserica din Antiohia? Că lucrarea aceasta nu stă într-un om sau în doi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul Domnului a zis, puneți-mi deoparte pe cine? Erau cinci. Puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba la lucrarea la care am chemat. Și ce se întâmplă cu biserica din Antiohia când Pavel și cu Barnaba pleacă? Se desfințează biserica? Nu. Dimpotrivă, biserica continuă să crească. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, biserica aceasta și oamenii din biserica aceasta au înțeles valoarea echipei. Că puterea nu stă într-un om, că puterea stă în echipă, în părtășie. Mai mult de atât, uitați-vă ceva legat, dragii mei, pentru că spun, echipa e mai importantă decât individualitățile într-o biserică. Deciziile, uitați-vă, se iau prin consens, nu prin impunere. Oamenii aceștia iau decizii prin consens, nu prin impunere. Uitați-vă versetul 29 din Fapte 11. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că ucenicii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au hotărât. Nu spune aici că Pavel a hotărât, nu spune că Barnaba a hotărât, au zis, bă, trebuie să facem asta. Și spune Biblia că ucenicii, adică toți, ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea.
Pentru că oamenii ăștia cred în valoarea echipei. Când te uiți într-o biserică, uită-te la slujitorii ei. Și știți ce văd? Văd, dragii mei, că oamenii ăștia, în ciuda diversității, în ciuda diferențelor mari dintre ei, oamenii ăștia reușesc, dragii mei, să slujească împreună. De foarte multe ori am fost în contextul diasporei și aud, aici e biserică de moldoveni, aici e biserică de ardeleni, aici e biserică de olteni, aici e biserică de frați romi, pentru că există, dragii mei, uneori o incapacitate a noastră de a lucra unii cu alții, pentru că avem puse bariere între noi, pe care Duhul lui Dumnezeu nu le-a pus. El vine să dărâme. Uitați-vă, aici, dragii mei, în Antiohia, valoarea echipei este primordială, părtășia este mai importantă decât personalitățile ei. Mai mult de atât, dragii mei, legat de slujitorii din Antiohia, mărturia lor se ridică la nivelul mandatului lor. Mărturia lor se ridică la nivelul mandatului lor. Uitați-vă la un Barnaba, ce mărturie are. Știți care este numele lui? Adevărat Iosif. Barnaba este o poreclă care înseamnă ce? Fiul mângâierii. I-au pus numele Barnaba pentru că au zis, bă, omul ăsta e o binecuvântare pentru noi. Nu te mai chemăm Iosif, pe tine te vom chema Barnaba. Pentru că Barnaba are o mărturie puternică în biserică. Pentru că omul ăsta ce vorbește, trăiește. Omul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu, Iosif, sau dacă vezi supranui Barnaba, în fapte 4:37, îl vedem că atunci când se are loc trezirea din Ierusalim, și ce spune Biblia? Că și-a vândut un ogor și l-a dat la biserică. E un om, dragii mei, care se dă exemplu pe el în sacrificiu. Uitați-vă la Pavel. Pentru că, dragii mei, mărturia lor se ridică deasupra nivelului, la nivelul mandatului lor. Pentru că sunt oameni care au un mandat, dar n-au o mărturie bună. Uitați-vă la Pavel, dragii mei, 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 10. Uitați-vă ce spune Pavel lui Timotei la un moment dat. Și credeți-mă că Pavel nu a început de atunci să trăiască, ci de ani de zile, de când s-a întors la Dumnezeu, trăiește în modul acesta. Auziți ce spune Pavel lui Timotei. Timotei, care le știa cel mai bine pe Pavel, a stat probabil foarte, foarte aproape, ani de zile, a fost copilul lui în credință. Și auziți ce cuvinte puternice rosește Pavel aici? Tu însă, îi spune lui Timotei, tu însă ai urmărit ce? Predicile mele. Ai urmărit, așa e, și ce spune aici? Tu ai urmărit de aproape ce? Învățătura mea, ce? Purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, tu le-ai văzut. Eu nu ți-am povestit, eu nu ți-am predicat ce trebuie să faci, în primul rând m-ai văzut pe mine că fac lucrurile acestea. Pentru că mărturia lui Pavel, dragii mei, se ridică la nivelul mandatului său. E un om de echipă. E un om care știe să creeze unitate în ciuda diversităților și multe lucruri pe care noi de multe ori, dragii mei, le vedem atât de diferit. Undeva în anii 60, 63, 64, nu mai știu cu exactitate, undeva în Statele Unite ale Americii a fost invitat doctorul Albert Schweitzer. Acum, Albert Schweitzer e un om care a făcut foarte multe lucruri, este cunoscut prin faptul că a fost un foarte bun muzician, a fost și un teolog, dar aici o cam dat probabil și câteva rateuri teologice, a mers prea mult într-o zonă. Este de asemenea cunoscut și a fost consacrat în lumea întreagă pentru spitalele pe care le-a făcut în zona Africii Centrale, pentru a salva sute de mii de oameni de la moarte, de diferite boli tropicale și nu numai. Omul acesta, la un moment dat, a primit premiul Nobel pentru pace. Și când a primit premiul Nobel pentru pace, după aceea, la scurt timp, a fost invitat în America, la Boston, lângă Boston, la cea mai prestigioasă facultate din lume, Universitatea Harvard. Și a fost invitat ca să țină un speech, să motiveze studenții. Ei, cei din Boston, când au auzit că Albert Schweitzer, laureatul Nobelului Premiul pentru Pace, vine în Boston și de acolo merge la Harvard, s-au gândit să-i facă o mare surpriză. Primarul din Boston, împreună cu toate oficialitățile, au dus o fanfară și l-au așteptat pe Albert Schweitzer, pe doctorul Albert Schweitzer, l-au așteptat pe peronul gării din Boston. A fost o mare pregătire, o chema presa, o chema pe toți.
Și l-au vrut să-l întâmpine pe Albert Schweitzer. Imaginați-vă scena în care vine trenul, ajunge în gară, primarul, oficialitățile, senatori, presă, toată lumea îl așteaptă pe Albert Schweitzer să vină. Îi se întinde un covor roșu de la peron, unde coboară. Și Albert Schweitzer, în timp ce vrea să se dea jos din tren, ăștia au început să intoneze acolo o cântare de mărire. Spune că a observat pe o femeie de culoare, gândiți-vă, s-a anii 60, în plină segregație, în plin rasism american. Vede o femeie de culoare, bătrână, care abia se mișca și ducea două sacoșe în partea cealaltă a trenului, pentru că ăștia aveau clasa albilor și clasa negrilor, pentru că erau separați. Nu puteau să circule împreună în același mijloc de transport. Și Albert Schweitzer se uită la primar și vede pe primar și vrea să meargă, dar o vede pe femeia undeva la vreo 20-30 de metri pe peron în spate. O vede cum încearcă să coboare cu plasele acelea. Îl lasă pe primar cu mâna întinsă, cu spiciul lui, se duce, ia plasele acelea două de la femeia și spune, unde trebuie să le duci? Și o zice, până aici, zice, pe celălalt peron, zice că trebuie să mai iau un tren. Albert Schweitzer ia plasele alea două, se duce, merge vreo 40-50 de metri până pe celălalt peron, lasă plasele, o încurajează pe femeia asta, o salută, Dumnezeu să binecuvânteze, vine înapoi, are loc tot protocolul și primarul e buimăcit, nu știe ce să creadă. Acum se sparge șatra, după ce a făcut pozele, după ce l-a preluat pe Albert Schweitzer, dar mergeau doi reporteri, povestește cineva, doi reporteri plecau de la fața locului și povesteau între ei. Și o zice, bă, ce-a fost aia? Bă, tu ai văzut ce că l-a lăsat pe primar cu mâna întinsă și a plecat după negresa aia? Dar zice altul, bă, zice, ascultă aici. O zice, e pentru prima dată în viața mea când văd o predică care umblă. E pentru prima dată în viața mea când văd o predică care umblă. Pentru că vedeți dumneavoastră, dragii mei, de foarte multe ori avem un mandat și îl exercităm, dar nu avem, dragii mei, mărturia potrivită și nu avem trăirea aceea pe care ne-o cere Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Uitați-vă, mai există ceva legat de asta, de slujitori. Există și observ, dragii mei, n-am cum să nu observ fenomenul ăsta, că există o distanță între slujitori și între comunitate. Și asta de foarte multe ori e foarte ușor de urmărit, știți unde, pe online, să vezi când se publică ceva, o chestie, să vezi acolo cum se descarcă oamenii și dau comentarii, uneori sub protecția anonimatului, dar sunt atâtea comentarii rele și negative. Și întreb de ce? Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, s-a produs o distanță. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, oamenii se individualizează, vor să pună accent pe ei și calitățile lor. Și există o ruptură de foarte multe ori și asta e triză la nivel de biserică, să vezi o ruptură între slujitori și între comunitate. Doamne, ajută-ne să nu existe o astfel de gândire, o astfel de practică în viețile noastre. Ajută-ne, Domnul, asta. Când te uiți la o biserică, ce vezi? Și ce văd în Antiohia? Primul lucru care iese în relief, văd slujitorii. Al doilea lucru pe care îl văd reieșind în relief, când mă uit în biserica din Antiohia și vreau să ne uităm împreună dimineața asta, știți ce văd? Văd slujirea în biserică. Văd slujitorii din biserică. Doi, văd slujirea din biserică. Văd slujirea din biserică. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2, pe când slujau Domnului. În biserica din Antiohia, dragii mei, se slujește. E o biserică care pune accent pe slujire. Nu pe spectacol, nu pe spectatori, ci o biserică care pune accent pe slujire. Și acum vreau să vă uitați puțin la direcția slujirilor. Cui slujesc oamenii ăștia? Cui slujesc oamenii din Antiohia? Cui slujesc? Spune versetul 2, pe când slujeau cui? Domnului. Pe când slujeau Domnului. Într-o biserică, dragii mei, toată slujirea trebuie să fie dedicată, să fie centrată, să fie consacrată pentru Dumnezeu. Noi slujim lui Dumnezeu aici. Nu slujim pentru a impresiona pe cineva, nu slujim pentru a ne arăta pe noi înșine că suntem buni, că suntem grozavi pentru ceva, nu! Noi, dragii mei, trebuie să înțelegem și vreau să vă uitați la mentalitatea de slujire din biserica din Antiohia. Oamenii ăștia slujesc lui Dumnezeu. Nu slujesc interesele lor personale. Și oamenii ăștia, dragii mei, înțeleg principiile lui Dumnezeu că slujirea este pentru Dumnezeu.
Mai mult de atât, dragii mei, există Roman 12 cu 1, un verset pe care foarte des îl invocăm în biserică și trebuie, dragii mei, pentru că spune acolo că noi trebuie, dragii mei, ce să facem? Zice, vă îndemn, dar fraților, să, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre. Ca ce? Ca o jertfă vie, sfântă și cum? Plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Deci slujba asta pe care tu o faci, slujirea pe care o faci în biserică, activitatea în care ești prins în biserică, lucrul pe care îl faci în biserică, că ești la un departament, că ești într-o zonă de activitate spirituală, ascultă-mă ce spun, trebuie să placă Domnului. Slujirea ta trebuie să-i placă lui Dumnezeu. Spune Biblia că cei din Antiohia slujeau lui Dumnezeu. Cui slujește? Pentru că un lucru, dragii mei, pe care îl văd și care iese în relief în această biserică, dragii mei, din Antiohia, este slujirea acestei biserici. Apropo de închinare, apropo de timpul de închinare, dragii mei, noi, știți, de foarte multe ori percepem timpul de închinare în felul următor. Există, vin vreo 4, 5 oameni, 10, câți ori fi, vin pe scenă și ne cântă nouă. Ei slujesc și noi ascultăm. Și asta este cel mai greșit mod de a percepe închinarea. Spunea Timothy Keller, asta e o mare greșeală a bisericilor contemporane. Să rupem, să separăm, dragii mei, comunitatea în oameni care slujesc și oameni care ascultă. În slujitori și în spectatori. Când de fapt, dragii mei, noi avem impresia, știți cum e, că noi avem impresia că slujim aici, predicăm aici, e partea cealaltă din biserică care ascultă și undeva pe aici e Duhul Sfânt pe undeva și Dumnezeu e pe undeva pe aici. Pe un scaun cu noi. Cândva spunea C.S. Lewis, spunea Timothy Keller, zice, când vii la biserică și te închini și slujești, trebuie să te gândești așa, noi toți suntem aici în slujire și Dumnezeu e în auditoriu și ne ascultă. Dumnezeu e în auditoriu, nu tu. De-aia când oamenii cântă, cântă și tu. Pentru că tu îi slujești lui Dumnezeu. De-aia când oamenii se roagă, roagă-te și tu. De-aia când biserica vibrează în închinare, trebuie să trăiești vibrația aia. Pentru că, ascultă-mă, tu nu ești în auditoriu. Unul singur are voie să stea în auditoriu la închinare, asta este Dumnezeu, pentru că slujirea este pentru El, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Mai mult de atât, știți ce văd, dragii mei, în slujire în biserica din Antiohia? Nu văd doar direcția, știți ce mai văd? Văd, dragii mei, diversitatea, echilibrul acestei biserici. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în biserica din Antiohia erau niște proroci numai, cum ar vrea unii. Sau cum ar vrea alții, niște învățători. Nu înțelegeți, dragii mei, că există un mare pericol pe care noi îl vedem vizibil în bisericile noastre. Există biserici, dragii mei, care s-au specializat. Dom'le, la noi, noi suntem biserica Duhului Sfânt. La noi, frate, sunt prorocii. Învățătură nu ne trebuie. Sau partea cealaltă, frate, lasă cu Duh, ăștia copii învăț. La noi învățătură, frate, la noi învățătură. La noi facem exegeză în biserică serioasă. Și ce facem? Am rupt ceva ce nu poate fi rupt. Pentru că dacă vă uitați în biserica din Antiohia, zice Biblia că erau niște proroși învățători. Pentru că e nevoie și de unii și de alții. Și de unii și de alții. De aceea, dragii mei, vreau să înțelegem adevărul acesta, că noi nu avem voie să punem preferințele noastre deasupra prescripțiilor Scripturii. Mie îmi place unde, frate, nu știu biserica acolo unde-s proroci, acolo îmi place. Frate, zice, nu știu biserica unde așa învățătură bună, nu, cu rugăciune, cu din astea. Întreabă învățătură, frate. Și ce facem noi? Separăm ceea ce Dumnezeu spune că trebuie să vină la pachet. Vă rog să vă uitați în Antiohia. Și ce avem în Antiohia? Avem învățătură. Fapte 11 cu 26 spune cuvântul lui Dumnezeu și când le-au găsit, l-au adus la Antiohia, adică pe Pavel, un an întreg a luat parte la adunările bisericii și ce au făcut? Au învățat pe mulți oameni. Bun, și ce mai avem aici în Antiohia? Avem rugăciune. Avem învățătură, avem rugăciune. Spune versetul 3 din Fapte 13. Atunci după ce au postit și s-au rugat. Avem învățătură, da, avem rugăciune, avem prorocie, avem și prorocie.
Spune cuvântul lui Dumnezeu că vine aici un om al lui Dumnezeu în Antiohia și anume Agab. Mai mult de atât, avem, dragii mei, proroci în biserica asta. Deci avem învățătură, avem rugăciune, avem prorocie. Știți ce mai avem? Dărnicie. Biserica asta are și dărnicie. Spune Biblia că atunci când a fost foametea peste toată lumea, ăștia au făcut o colectă și o trimisul la Ierusalim. Știți ce mai avem? Mai avem misiune în biserica asta. E o biserică misionară. E o biserică misionară, dragii mei, îl trimite, îl lasă, spune Biblia, pe Pavel și pe Barnaba să meargă mai departe, să propovădească cuvântul lui Dumnezeu și încurajează, și pune mâinile peste ei. Și credeți-mă că nu i-o trimis cu mâinile goale. Pentru că biserica asta înțelege, dragii mei, că nu poți să separi lucrurile, că e nevoie și de învățătură, că e nevoie și de rugăciune, că e nevoie și de prorocie, că e nevoie și de dărnicie, că e nevoie și de misiune. Nu le poți desparte una de alta. Că Dumnezeu, de exemplu, uitați-vă în Efeseni capitolul 4 cu versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Dumnezeu a dat niște slujbe și aceste slujbe, dragii mei, vin la pachet cu daruri. Uitați-vă în Efeseni capitolul 4 cu versetul 11, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Și El a dat pe unii, pe toți, pe toți i-a dat. Pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru ce? Care-i scopul? Știți care-i scopul? După gusturile lor, după preferințele lor din biserică, nu. Știți pentru ce? Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Dacă vrei ca biserica să crească, dacă vrei ca biserica să fie zidită, e nevoie de toate darurile. E nevoie de toate formele acestea de slujire. De toate formele acestea de slujire. Ajută-ne, Domnul, asta. Când te uiți în biserica din Antiohia, vezi slujitorii. Mai apoi, când te uiți în biserica din Antiohia, știi ce vedem foarte bine? Vedem, dragii mei, slujirea. Vedem oameni care slujesc. În urmă cu câteva săptămâni de zile am fost la Ștei la o mormântare unei sore, sora Ana. Alex o știe. Sora asta, Ana, pentru mine a fost un mare exemplu. O femeie care ajunsă la pensie putea în mod normal să stea deoparte și să se pensioneze și spiritual, cum înțeleg unii. Sora asta, Ana, a făcut ceva incredibil, toată viața ei aproape, dar cu mare, mare precădere după ce a reușit să se pensioneze, pentru că au avut mai mult timp. Nu exista zi dată de la Dumnezeu ca sora Ana să nu meargă de acasă. În ultimii 2-3 ani de zile, într-o bâtă, așa, într-o cârjă, mergea până în oraș cu un toșteiu. Și pentru ce? Se ducea la frații bolnavi din biserică, dacă auzea că există o familie care se descurcă mai greu. Femeia asta punea de la ea și avea o rețea de surori pe care le contacta să pună mână de la mână ca să poată să ajute familia respectivă. Sora asta, Ana, dragii mei, cred că a bătut sute de mii și poate și mii de kilometri la viața ei pe străzile orașului Ștei și nu numai. Am întâlnit-o, țin minte, la un moment dat, când m-am dus cu cina într-un sat de lângă Ștei, undeva pe la lung, în capătul satului, câțiva kilometri departe de Ștei. Era acolo, în cârjă, mergea la o soră să o viziteze. Pentru că femeia asta a înțeles un lucru, că trebuie să slujească. Poate nu-i prorociță. Poate nu are darul de a cânta, dar are darul de a încuraja, de a îmbărbăta, de a face o faptă bună. Vreau să te gândești legat de slujirea ta. Bun, am văzut ce trebuie să vedem în biserică. Tu ești un slujitor? Cum e slujirea ta? Al treilea lucru, dragii mei, pe care trebuie să-l vezi într-o biserică și văd de plin în biserica din Antiohia, trebuie să vezi sfințenia în biserică. Trebuie să vedem slujitorii din biserică, trebuie să vedem slujirea trei, trebuie să vedem sfințenia în biserică. Trebuie să vedem sfințenia în biserică. Pentru că, dragii mei, dacă vă uitați atmosfera, cadrul acestei biserici, auziți, pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, apoi după ce au postit și s-au rugat, e o atmosferă, dragii mei, în care oamenii caută sfințenia, e un cadru în care oamenii caută sfințenia. În Psalmul 93 cu versetul 5 spune cuvântul lui Dumnezeu, care este podoaba casei lui Dumnezeu? Spuneți, oameni buni, care e podoaba casei lui Dumnezeu? Crezul, reclama, promovarea, trupa de laudă și închinare, predicatorul, departamentele,
Știți care este podoaba casei? Podoaba casei lui Dumnezeu, dragii mei, este sfințenia. Și când te duci într-o biserică, ascultați-mă, și când mergem într-o biserică și când suntem în biserică, trebuie să vedem sfințenia. Și trebuie să vedem sfințenia în biserică. Oamenii ăștia caută sfințenia, dragii mei. Oamenii ăștia caută să se sfințească. Asta este podoaba casei lui Dumnezeu. Unii au înțeles că podoaba înseamnă altceva, că trebuie să te îmbraci nu știu cum, că trebuie să porți nu știu ce. Nu-i vorba despre asta, dragii mei. Haideți să nu denaturăm sfințenia din perspectiva lui Dumnezeu după gusturile noastre, după preferințele și încredințările noastre. Pentru că Biblia spune că sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Și pentru că biserica, dragii mei, trebuie să fie un loc al sfințeniei. De vreau să vă spun, amintea Alex aici la anunțuri și nu numai și la rugăciune, despre faptul că urmează o perioadă de alegeri. Dacă aș ști, dragii mei, câtă presiune e pe biserici astăzi, pe bisericile din România, să facă un fel de campanie electorală. Nu vreau să ne dăm noi că suntem cei mai verticali, dar vreau să vă spun, am fost intens curtați în perioada asta. Intens curtați. Un cuvânt, 5 minute să ne lăsați. Și am spus nu. Și am spus nu. Și, dragii mei, ascultați-mă, să nu credeți că eu și o să refuz. Dar, dragii mei, asta e casa lui Dumnezeu. Asta nu e o tribună, dragii mei, de pe care să ne postulăm poziții politice, ci este un loc al slujirii, e un loc al sfințeniei. Nu putem să impunem o agendă politică în biserică, dragii mei. Biserica poartă agenda lui Dumnezeu. Vreau să înțelegem adevărul acesta. Intens curtați, credeți-mă. Hai, primiți-ne 5 minute, vă rog, dar numai pe ăla, numai să ne saltați. Nu! Nu! Pentru că e casa lui Dumnezeu. Pentru că e biserica lui Iisus Hristos. Nu vă spun, știu un caz, cred că l-am mai amintit în biserică, un caz în care erau dintr-o biserică doi consilieri. Mă, e ok, Domnul să-i binecuvânteze, erau doi consilieri, unul de la un partid, unul de la altul, și o să înțelegeți de la ce partid erau, nu-i vorba de partid în sine. La un moment dat, un consilier, pentru că primarul era de-a lui, s-a dus la primar și a zis, bă, vine campania electorală, vrei să te voteze, frații? A zis, da, cum să nu? Nu, zice, bagă bani. Și-o băga bani. Și cu banii pe care i-au primit prin primărie, ce-au făcut? Au cumpărat o mochetă roșie. Schimba mocheta, nu trebuia schimbată. Toată biserica a făcut o mochetă roșie. Vă dați seama de ce partid era. Bun. Ăla din partea cealaltă, de pe dreapta, au zis, nu stau lucrurile așa. S-au dus la Consiliul Județean. Întâmplător, președintele Consiliului Județean era de-a lor. Și s-a dus și a zis, vreți voturi? Normal. Dacă vreți voturi, bagă bani. Zice, uite ce-au făcut ăștia. Aoleu, într-adevăr trebuie să vă dăm bani. I-a dat bani și ce s-a gândit el? A schimbat toată vopseaua din interiorul bisericii și a făcut pereții bisericii într-un galben. Mai că trebuia o săgeată numai acolo și era brand politic. Nu, acum, imaginați-vă ce fain arăta estetic biserica aia. Mochetă roșie, pereți galbeni, strident. Slavă Domnului că tavanul nu l-a revendicat nimeni, că dacă mai intra un alt partid, cine știe cu ce culoare mai mergeam pe acolo. Se întâmplă ca să cunosc contextul mai bine. Dar știți ce am observat? Că uneori ce nu reușește diavolul din interior face prin afară. Dacă nu reușești să ne dezbine pe baza unor principii din Scriptură, ne dezbine pe criterii politice. Dragii mei, sfințenia este podoaba casei lui Dumnezeu. Apropo, vreau să vă spun și vă rog, înțelegeți-mă bine. Înțeleg că Dumnezeu e suveran și Dumnezeu e suveran și situația e suveran. Dar mă, fraților, Trump nu-i Hristos. Donald Trump, slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu e suveran, dar ascultați-mă, Donald Trump nu e Iisus Hristos și nu e Mesia. Pentru că eu am văzut o fanatizare a unora din mediul evanghelic, bă, nici dacă a venit Hristos, așa a fost reacția. Parcă a venit Iisus Hristos, de parcă noi știm că pământul cu tot ce e pe el va... Fraților, trebuie să ne rugăm pentru toți, zice Biblia. Dar ascultați-mă,
Și asta a dus la foarte multe conflicte. La un moment dat eram aici în biserică, în vechea locație, în jos, că acum ne-am mai ridicat, eram jos, țin minte, și am predicat la un moment dat și am zis că vorbeam despre schimbări. La un moment dat și am zis, mă, toată lumea vorbește despre schimbările climatice, numai Trump nu crede în ele. Nu știu, am zis-o așa, da? Primesc o epistolă seara din America. Bă, de la un frate pe care am crezut că e prieten cu mine. Frate pastor Dorel Coraș. Aoleo, ceva nu-i bine. Îmi pare rău să constat faptul că te-ai rătăcit de la credința dată sfinților dată pentru totdeauna, că ți-ai pierdut chemarea, ungerea. Nu m-am speriat. I-am scris repede, frate, e ok, ce-o... Cum ai îndrăznit să te lăși de Donald Trump? Și prin asta m-am lepădat de la credința dată sfinților dată pentru totdeauna. N-am știut, iertați-mă. Fraților, biserica trebuie să fie biserică. Uitați-vă, sfințenie înseamnă din perspectiva lui Dumnezeu, nu efortul ascetic, am predicat nu de mult asta. Sfințenie din perspectiva lui Dumnezeu, nu performanța ascetică. Din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă sfințenie să fii pus deoparte de Dumnezeu și să te pui tu deoparte pentru Dumnezeu. Să te pui deoparte pentru Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că Duhul Sfânt într-o zi în biserica din Antiohia, ăștia s-au pus deoparte să se roage și să postească. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în timp ce slujeau și spune cuvântul lui Dumnezeu că posteau, Duhul Domnului, știi ce a zis? Puneți-mi deoparte. Știi pe cine pune Dumnezeu deoparte? Pentru cei care sunt parte din sfințenie și din slujirea lui Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu. Dumnezeu te pune deoparte. Când ești parte dintr-o lucrare și când contribui și când te rogi și când postești și când te sfințești. Și ultimul lucru, ce ar trebui să vedem într-o biserică? Într-o biserică, dragii mei, ar trebui să vedem, am văzut slujitorii, ar trebui să vedem slujirea, ar trebui să vedem mai apoi, ar trebui să vedem, dragii mei, și este un lucru foarte important, sfințenia. Dar un alt lucru pe care trebuie să-l vedem neapărat, musa într-o biserică, trebuie să vedem suveranitatea lui Dumnezeu în acea biserică. Trebuie să vedem suveranitatea lui Dumnezeu în acea biserică. Suveranitatea lui Dumnezeu. Și vreau să rețineți ceva aici, dragii mei. Suveranitatea lui Dumnezeu nu contrazice autoritatea pusă de Dumnezeu în biserică. Suveranitatea lui Dumnezeu nu contrazice autoritatea pusă de Dumnezeu în biserică. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat, în timp ce oamenii ăștia slujeau lui Dumnezeu și posteau, ce se întâmplă? Duhul Sfânt vorbește în biserica aceea și spune, așa vorbește Duhul Sfânt, da? Puneți-mi deoparte pe Pavel și pe Barnaba la lucrarea la care i-am chemat. Puneți-mi deoparte. Și ce au zis ăștia? No, Domnul să fie cu voi. Plecați. Asta face biserica din Antiohia. Nu. Vine profeția care e din partea Duhului Sfânt. Dar știți ce au zis frații din Antiohia, ucenicii? Dumnezeu ne-a vorbit profetic. Dar trebuie să avem și noi confirmare în cadrul comunității. Și spune Biblia, uitați-vă la versetul următor. Care e reacția după prorocie? Ce faci după ce primești o prorocie? Haleluia, mâna pe telefon, mă căsătoresc. Scap de faliment. Și au zis Domnul că vagoane cu aur o să vină peste mine. Așteaptă. Sfântul așteaptă. Oh, dacă știi cât se așteaptă. Ce faci, frate? Stau și aștept, frate. Ce? Mi-a spus Domnul că mă va binecuvânta. De când? De 20 de ani, am înțeles. Okay. Și tu ce faci? Aștept. Nu așteaptă. Și ce faci? Ce faci când auzi o prorocie în biserică? Și era dintre ei, și era un om al lui Dumnezeu, și era proroc ăsta. Auziți? Versetul 4, 3. Atunci, după, ce-o mai făcut după aia? Ca să te obține ulterior acolo. Au postit din nou și s-au rugat. Și așa se ajunge la, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nou. Au postit, s-au rugat și știu ce a făcut? Le-a dat drumul să plece. Și au pus mâinile peste ei. Ce înseamnă punerea mâinilor? Și ce înseamnă punerea mâinilor în Scriptură? Delegare de autoritate. Pavel, Barnaba,
Dumnezeu vă trimite, Dumnezeu e suveran, Dumnezeu v-a ales. Dar atenție, autoritatea bisericii, Dumnezeu nu încalcă. O trebuie, spune Biblia, să-și pune mâinile peste ei. Pentru că suveranitatea lui Dumnezeu conlucrează cu autoritatea bisericii. Nu se contrazice. Când te duci de capul tău din biserică și crezi tu că te-o chema Domnul și chemarea ta n-are o confirmare comunitară, pune niște semne de întrebare. Când numai tu vezi chemarea și alții nu o văd, pune semne de întrebare. Ăștia, zice Biblia, că s-au rugat și-au postit și-au zis, trebuie să mergeți. Credeți că, oameni buni, să ne înțelegem cine era Barnaba și cine erau Pavel, cei mai tari predicatori din biserică, cei mai buni calificați din biserică, și când Dumnezeu spune, puneți-mi deoparte pe cine? Pe Pavel și pe Barnaba și trimiteți-i. Doamne, hai că-ți dăm pe alții. Doamne, știm noi doi tineri buni care abia așteaptă să meargă. Nu, mi-e trimiteți pe Pavel și pe Barnaba. Când Dumnezeu vorbește, noi ne confirmăm. Noi ne conformăm voii lui Dumnezeu. Pe cine, Doamne, vrei? Pe Pavel și pe Barnaba? Aveți drumul liber. Zice Biblia că și-au pus mâinile peste ei și ce-au făcut ea, rețineți expresia, i-au lăsat să plece. Dar uitați-vă cum suveranitatea conlucrează cu autoritatea bisericii. Dar ascultă-mă, suveranitatea lui Dumnezeu trebuie să primeze în fața dorințelor noastre. Nu putea să zică Pavel și Barnaba, unde ne trimite? Aoleu, nici nu știm. În Cipru. Nu am putea, Doamne, să rămânem noi aici biserica asta, că e fain, nu-i place. Hai să mai rămânem. Suveranitatea lui Dumnezeu, ascultă-mă, în fața suveranității lui Dumnezeu trebuie să fie mai importantă decât dorințele tale, decât dorințele mele. Lasă-mi voi să vă dau un exemplu din Scriptură. Ați auzit de Filip, evanghelistul? Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când s-a împrăștiat din pricina prigoanei care a fost pornită de la moartea lui Ștefan, de la uciderea lui Ștefan, martirizarea lui, zice Biblia că s-a împrăștiat evrei și aici ajung și la Antiohia. Dar unul din ei, pe nume Filip, a ajuns unde? În Samaria. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, în Fapte 8, că în Samaria Filip predică Evanghelia lui Dumnezeu cu așa putere că se are loc o mare trezire spirituală. Se întorc sute de oameni, probabil de ordinul miilor se întorc. Se întâmplă minuni, până și un vrăjitor, pe nume Simon Magus, zice că a fost șocat de ce a văzut, de puterea pe care Duhul lui Dumnezeu dădea lui Filip. E o mare trezire spirituală, e o mare trezire spirituală. Vine și Ioan, vine și Petru acolo. Dragii mei, e o mare bucurie. Imaginați-vă, tu ești omul prin care Dumnezeu a început lucrarea de trezire. Și dintr-o dată, în timpul trezirii, în mijlocul succesului spiritual, în mijlocul marilor binecuvântări, un înger al Domnului spune, în Fapte 8 cu 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis, sus, scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza și care, cum îi? Pustiu, du-te în pustiu. Doamne, dar aici e trezirea, Doamne, acum uită-te ce ai lucrat, Doamne, uită-te ce faine, Doamne, oamenii mă știu, adică eu am un nume bun aici, oamenii au văzut că eu sunt aici. Du-te, lasă trezirea și du-te în pustiu. Pentru un singur om, lași mii de oameni pentru un singur om, pentru un famin etiopian, că era pe drumul de întoarcere spre casă. Credeți că e ușor? Noi vorbim așa despre suveranitatea lui Dumnezeu, dar când Dumnezeu spune, vreau să te duci acolo, te duci? Vreau să faci asta, vreau să renunț la cariera ta și vreau să te duci misionar, vrei? Doamne, nu vrei altceva pentru mine. Puneți-vă, vă rog, puțin în pielea lui Filip. Puneți-vă în postura lui. Acum să vezi mare trezire spirituală. Nu așa că îți place să stai acolo, nu vrei să stai cât mai mult. Și spune îngerul Domnului, du-te, gata, scoală-te și pleacă. Că trebuie să mergi în pustiu. Bun. Să duce Filip, Doamne, ce fain era în Samaria. Doamne, mă duc pe pustiul ăsta, îl vede pe ăla, trebuie să și fugă pe lângă un famin care citea și nu înțelegea. Bă, înțelegi tu ce citești? Dacă nu mă călăuzește cineva, habar n-am. Hai să spun despre ce e vorba. Uite apă, ce mă împiedică să mă botez?
în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, botezat. Și după aia, s-o fi gândit Filip, ăsta s-o dus cu caleașca, cu Maybach-ul, că era ministru de finanță în Etiopia. Și eu ce fac acum? Samaria e departe, eu sunt în mijlocul pustiului. Ascultă aici ce urmează pentru Filip. Versetul 39 din Fapte 8. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului ce a făcut? Ce a făcut Duhul Domnului? A răpit pe Filip. E un cuvânt care descrie teleportarea contemporană. L-a luat efectiv și a dus în altă parte. Cine? Duhul Domnului. Fără avion, fără elicopter. Te-ai fi așteptat că cea mai tare experiență din viața ta să o găsești într-un pustiu? Știi de ce? Nu te gândi că o să ai parte de răpiri, de experiențe supranaturale, până când o să ai parte de renunțare la voia ta în fața suveranității lui Dumnezeu. Toți vrem răpiri, toți vrem vedenii, toți vrem semne și toți vrem vise, toți vrem semne. În pustiu le vezi. Vrei să ai parte de experiențe supranaturale cu Dumnezeu? Când Dumnezeu te spune, ok, du-te acum, lasă asta și du-te în altă parte. Doamne, dai ce-i fain, hai ce mă... Du-te în altă parte. Probabil că ați auzit de frații moravieni. A fost o mișcare de trezire, o mișcare desprinsă din sânul reformei protestante. Frații ăștia moravieni erau cunoscuți pentru modul exemplar în care își trăiau viața. Au fost și în Europa și în teritoriile coloniale ale Americii de Nord. De undeva la sfârșit de secolul XVIII, început de secolul XIX, într-o biserică de frați moravieni, doi tineri se roagă lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia Ta cu viața noastră. Și se roagă intens și postesc și se roagă ca Dumnezeu să le vorbească. Și într-o zi, oamenii ăștia află, cei doi tineri care erau buni prieteni, află că undeva în Indiile de vest, Caraibele de azi, există o insulă mică, dar pe care sunt foarte mulți sclavi luați din Africa, ținut în lanțuri și care muncesc pe plantațiile acelea de trestie de zahăr, în condiții inumane, mor pe capete. Și mai mult de atât, această insulă este guvernată de către un tiran englez care nu vrea să audă de Biblie pe insula lui. O ars toate Bibliile, cineva a încercat să ducă Biblie, l-a ars pe toate, pentru că nu voiau ca să se audă Evanghelia pe insulă, ca nu cumva oamenii să-și facă anumite iluzii. O interzis cu desăvârșire pe insula lui să se predice Evanghelia, să existe nici măcar o Biblie fizic, tot i-a ars. Făcea controle regulate. Și doi tineri află despre insula asta și despre tiranul ăsta și despre sclavii ăștia care nu au auzit de Dumnezeu niciunul. Și doi tineri dintr-o biserică moraviană încep să se roage și Dumnezeu le vorbește și vorbește bisericii. Trebuie să-i trimiteți în lucrare. Puneți-i deoparte. Acum oamenii ăștia, dragii mei, nu s-au dus peste noapte. Și ce-au făcut? A urmat o perioadă în care ei s-au pus deoparte înainte să fie trimiși. S-au pus deoparte vreun an și ceva de zile. Și ce au făcut? O știu faptul că n-au cum să meargă cu Biblia pe insulă. Și-au făcut un lucru. Zi și noapte au început să citească Biblia și să o memoreze. Și-au zis, tu memorezi cartea aia, eu memorezi pe asta. Și după un an și ceva de zile, amândoi au memorat împreună toată Scriptura. Toată Scriptura. Un an și ceva de post și rugăciune și Scriptura. Și după un an de zile s-au îmbărcat pe un vas. Și când s-au apropiat de insula aceea, au renunțat la libertatea lor, s-au îmbărcat pe o corabie mai mică care ducea pe insulă. Au fost puși în lanțuri. Au zis că sunt sclavi, că sunt robi și că-s dispus să fac orice. Erau robi, dar nu unui om, ci erau robii lui Iisus Hristos. Știți? Ani de zile, oamenii ăștia în lanțuri acolo, pe insulă, al cot la cot, tăind trestia de zahăr, cobez la picioare să nu fugă.
l-au propovăduit pe Hristos în comunitatea aceea, în insula aceea mică. N-au avut o Biblie fizică cu ei, dar l-au avut pe Hristos și Scriptura în ei. Și oamenii ăștia, dragii mei, acolo l-au propovăduit pe Iisus Hristos. Știți de ce se ajung la astfel de situații miraculoase, supranaturale? Pentru că există oameni care în fața suveranității lui Dumnezeu nu spun decât facă-se voia ta. Mai există oameni de ăștia în biserica noastră? Oare, ascultați-mă, când oamenii vin la noi, nu mă refer la alte biserici, când vin în Geneza, ce văd în slujitori? E o întrebare pe care mi-o pun. Ce văd în noi? Ce văd în mine? Ce văd în noi? Când oamenii vin la Geneza și unii care au venit poate pentru prima dată astăzi, oare văd slujirea de aici? Ce văd? Văd că avem doar anumite gusturi și ignorăm alte dimensiuni ale slujirii? Ba, asta e biserica cu proroci. Ba, asta e biserica învățăturii, frate. Asta e biserica proiectelor caritabile numai. Sau le văd pe toate cum ar trebui să fie la un loc? Când oamenii vin în biserica asta, când oamenii vin în locul ăsta, văd sfințenia lui Dumnezeu? Și Sfințenia a spus, nu-i în podoabe, nu-i în vestimentație neapărat, ascultă-mă, păi e dincolo de asta. Sfințenia, zice Biblia, este podoaba casei lui Dumnezeu. Avem noi agenda lui Dumnezeu sau agende politice și sociale? Oare se vede Sfințenia lui Dumnezeu în comunitatea asta? Oare îl văd oamenii pe Dumnezeu aici? Când oamenii vin în biserica asta, ce văd? Îl văd pe Dumnezeu aici? Pentru că unde-i Dumnezeu, dragii mei, este perceput. Duhul lui Dumnezeu, spune Biblia, că era în Antiohia. Duhul Domnului era în biserică, lucra în biserică, vorbea în biserică. Era în învățătură, era în dărnicie Duhului Dumnezeu, era în profeție, era în slujire, era în misiune, era în tot. Duhul Domnului, zice Biblia, că i-a condus, i-a mânat pe Pavel și pe Barnaba. Îs plin de Duhul lui Dumnezeu. Dar atunci când oamenii vin în biserica asta, oare văd suveranitatea lui Dumnezeu? Adică eu, toți de aici, ne supunem față de voia lui Dumnezeu? Dacă lucrurile astea nu se văd încă bine, mă rog, și aș vrea să ne rugăm să se vadă, haideți să ne ridicăm în picioare. Ce ar trebui să vedem în biserică? Doamne, dacă nu vedem bine, deschide-ne ochii. Dar, Doamne, te rugăm în această dimineață, Doamne, vorbește-ne și deschide-ne ochii, Doamne. Toți de aici slujim lui Dumnezeu și trebuie să slujim. Gândește-te ce fel de slujitor ești. Gândește-te la slujire. Gândește-te la sfințenie. Dar gândește-te și la autoritatea lui Dumnezeu, la suveranitatea Lui. Te pleci în fața ei, o recunoști. Renunți în fața suveranității lui Dumnezeu la visele și planurile tale, ești gata să dispui, să spui, Doamne, toate sunt gunoi în comparație cu prețul nespus de mare al cunoașterii tale. Sau doar povești? Sau doar replici frumoase pe care le folosești până ieși din biserică? Haideți să-i spunem Domnului, haideți să stăm în această atmosferă, în această dimineață de cercetare. Spui, Doamne, sunt în biserica asta, dar vreau să văd, Doamne. Și ca să văd, trebuie să fiu eu. Trebuie să fiu și eu, Doamne, ca să văd. Oare cum mă văd oamenii pe mine? Oare cum văd eu slujirea? Oare cât de sfânt sunt, Doamne? Oare cât de consacrat sunt pentru Tine? Vreau să ne rugăm, Domnului, dimineața asta.